Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou episod din ePlay. Eu sunt Ovidiu Pătrașcu, gazda dumneavoastră de astăzi. L-avem invitat pe Mihăiță Pleșan. Te salut. Salut! O să începem cu clasica probă de FIFA 18. O să te las pe tine să-ți alegi primul echipa. Având în vedere că sunt fan Barcelona de când mă știu, cred că o să încerc să joc cu Barcelona. Uite, săptămâna trecută chiar mă rugam de Marius Nicolae să meargă el pe Barcelona, pentru că e totuși mai bună decât Juventus cu ce a jucat la trecută. Acum văd că tu mergi cu Barcelona. Real Madrid, facem un El Clasico? Să fie totuși puțin mai spectaculos? E frumos. Ok. Cristiano Ronaldo împotriva lui Leo Messi. Tactici de joc? Ceva? Pregătești o surpriză? Nu. 4-3-3-ul lor e... 4-3-3, mai mult decât suficient. E exact ce trebuie. Spune-mi cum te-ai simțit atunci când ai marcat golul împotriva Germaniei. Cel mai important din cariera ta? Nu cred că e cel mai important. O să spun că e cel mai mediatizat gol din cariera mea. În vedere că jucam cu Germania, o forță a fotbalului mondial, a fost foarte mediatizat. Am mai marcat goluri frumoase și importante de-a lungul timpului. Dar ăla a fost cel mai mediatizat, a ieșit în luna aia pe primul loc golul lunii, iar într-un clasament făcut pe un an de zile am ieșit pe locul 11. Adică tot ce s-a marcat în lună, golul meu a fost pe locul 11. Dar la momentul ăla nu realizam ce înseamnă, pentru că eram foarte tânăr. Nu realizam toate lucrurile. Adică nu aveam mintea de acum, pot să spun. E foarte bine, 1-0, am reușit să deschidem scorul. Sportul ăsta mi-a dat totul, sportul ăsta îl voi iubi și dacă voi putea vreodată să fac ceva pentru celor tineri, pentru viitor, pentru cei tineri, aș face cu mare drag. Să-i ajut, să-i învăț, să-i le dau sfaturi, ce să facă și ce să nu facă. Îmi place foarte mult treaba aceasta, faptul că tu, deși ai avut anumite greutăți atunci când ai jucat fotbal, ai avut accidentele care le-ai avut, ai găsit mereu tăria să revii și nu te plângi de acele accidente. Spui că sunt parte din joc. Nu știu câte lume, cred că... Asta este. Cred că nu știu câte lume știe cu adevărat câte operații am. Poate acum e prima dată că spun că am avut 6 operații. Dar mie fotbalul mi-a dat totul. Ceea ce sunt astăzi, ca om, ca persoană, e datorită fotbalului și fotbalul m-a educat, fotbalul m-a adus pe drumul cel bun. Cred eu. Dacă și atunci, suntem... dacă pot să fac ceva și pentru cei tineri, întotdeauna voi face lucrul ăsta. Dacă tot suntem la acest subiect cu fotbalul, să le explicăm urmăritorilor și ce urmează în proba de fotbal, o să repetăm probele din emisiunea trecută. Avem Crossbar Challenge-ul, să dăm la bară cel mai bun din 5 încercări. Sunt convins că asta făceai destul de des pe la antrenament, de la sfârșit de antrenamente, poate cu băieții, pe o bere. Jucam și înainte și după jucam, dar acum mulți ani. Opa, Suarez. Am și noi ocazie. Deci ar trebui să vorbesc eu mai mult. Da. Când vorbesc eu mai mult, atunci ai tu ocaziile și invers. Puteți să schimbăm. A doua probă o să fie lovituri de la 11 metri. 5 încercări din nou. Dar trecută cu Marius a fost egal. Am câștigat eu cu 2-0 la fotbal, la FIFA, mă scuzați, și după aceea la fotbal a câștigat el. Cam cum era de așteptat, ambele probe. Termina și meciul 1-0. Sunt puțin dezamăgit, pentru că o să fie foarte dificil la probele de fotbal. În câteva secunde o să ne reîntâlnim pe terenul de fotbal.
Ne-am mutat pe terenul de fotbal, 1-0 după proba de FIFA 18. Aici șansele mele încep să scadă. Mihai, ce părere ai? Încrezător? Nu cred că scadă. Având în vedere că te cunosc, știu că ai jucat fotbal, cred că sunt egal și aici. Regulile sunt foarte simple. Cel mai bun din 5 lovituri. O să avem 11 metri și lovitura la bara transversală. Multă baftă! Două probe incendiare. Prima câștigată de Mihaiță, penaltiurile, a fost aproape și nu prea acolo. În schimb, loviturile la bară au fost absolut incredibile. Am mers cap la cap, dacă nu mă înșel? Da. După 5 lovituri, 3 tu, 3 eu. Da. Și la final a fost moarte subit. Am fost puțin mai norocos, am lovit eu bara transversală. Primul am câștigat proba și per total această întâlnire dintre noi doi, îți mulțumesc frumos, Mihai. A fost o plăcere să filmăm acest episod împreună. Inclusiv mi-a plăcut foarte mult faptul că la FIFA 18 ai vorbit foarte mult și am putut să câștig din cauza asta. Nu glumesc. A spus niște lucruri foarte interesante care, să fiu sincer, mi-au luat mie atenția de la joc, dar aminte, bo. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem la episodul următor.